Având în vedere faptul că la nivel național în ultima lună s-a semnalat o creștere a numărului de cazuri de meningită virală, Direcția de Sănătate Publică în Neamț transmite o serie de recomandări populației, printre care amintim spălarea cât mai frecventă pe mâini înainte de prepararea alimentelor, înainte de masă, după folosirea toaletelor, după diverse activități, spălarea riguroasă cu apă potabilă a fructelor și legumelor înainte de consum, evitarea consumului de alimente cu termen de valabilitate depășit sau cu aspect și miros neplăcut, evitarea consumării alimentelor vândute pe stradă, păstrarea alimentelor în vase curate, acoperite, pentru a fi protejate de insecte și rozătoare, evitarea scăldatului în locuri neamenajate și necontrolate, efectuarea de dușuri înainte și după accesul în piscinele publice, distrugerea insectelor și rozătoarelor și protejarea încăperilor prin montare de plase la geamuri, colectarea deșeurilor menajere în locuri special amenajate, folosirea substanțelor repelente, creme și spray care țin insectele la distanță și care trebuie aplicate pe piele, cu excepția zonei din jurul ochilor. Meningita acută virală prezintă la debut dureri de cap, febră mare, vărsături, redoare de ceafă, fotofobie, amețeli, dureri musculare, amorțeli, simptome care impun prezentarea de urgență la medic. Până la această dată, în județul Nams, nu s-a înregistrat niciun caz de meningită virală.